Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu au efectuat pe sensul de intrare în țară controlul asupra persoanelor și bunurilor dintr-un autocar care circula pe ruta Turcia-România. Oamenii legii au descoperit în cala autocarului, în mai multe pungi de plastic, 1148 flacoane cu parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bunurile aparțineau a 3 cetățeni români cu vârste cuprinse între 29 și 45 de ani, pasagerii în autocar. În data de 26.06.2016, polițiștii din cadrul punctului de frontieră Giurgiu au descoperit în calea unui autocar cantitatea de 1148 flacoane de parfum inscripționate cu numele unor firme celebre. Ei sunt suspiniați că sunt contrafăcute. Bunurile în valoare de aproximativ 195.000 de lei au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.